Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Diaconescu, mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Diaconescu, practic o susținere extrem de mare pentru Ucraina, un nou pachet, se discută și partea interesantă, aceste strategii, punct cu punct ce se întâmplă, un lucru pe care NATO nu l-a făcut până în acest moment. De acum începe să se pregătească mult mai bine, asta vedem? Da, în paralel cu discuția privind Ucraina, are loc o reevaluare după zeci de ani a planurilor strategice ale Alianței Nord-Atlantice pentru a răspunde la două categorii de atitudine pe care NATO le-a adoptat politic în anii anteriori, la summiturile anterioare, și anume în ceea ce privește proximitatea estică și Federația Rusă, Alianța Nord-Atlantică, se află într-o politică de descurajare și apărare. Din acest punct de vedere, se discută modul în care flancul estic urmează să fie întărit, atât din punct de vedere logistic, deci o poziționare prealabilă a structurilor militare ale Alianței, dar în egală măsură și capacitatea de aducere, de desfășurare, la un moment dat, între 300 și 500 de mii de militari ai Alianței Nord-Atlantice în condițiile unor amenințări iminente. În legătură cu Ucraina, discuția este într-adevăr ceva mai complicată. Casa Albă, și după vizita la Londra, a anunțat faptul că nu trebuie să existe un sentiment de reacție automată și imediată privind statutul de membru al Alianței Nord-Atlantice în legătură cu Ucraina. Ceea ce a reușit ieri, însă, Ucraina, a fost un anume tip de decizie care va fi implementată, și anume membrii NATO au agreat să elimine cerințele formale privind MAP-ul, planul de acțiune pentru a adera la alianță. Este o formă de drum formal care necesită foarte mult timp și pentru care statele trebuie într-adevăr, statele candidate trebuie într-adevăr să depună eforturi susținute. Pe de altă parte, evident că Ucraina, din perspectiva interoperabilității armatei, va trebui să facă o serie de pași. Garanțiile de securitate, în egală măsură, se discută, amploarea lor, este clar că acestea vor exista pe o perioadă medie și lungă, ceea ce înseamnă, pe de o parte, un efort financiar considerabil din partea statelor NATO, iar pe de altă parte, un anume tip de poziționare în ceea ce privește modul în care Ucraina se poate apăra, ținând cont de impredictibilitatea vecinătății cu Federația Rusă. Și ați văzut că toate discuțiile legate de Ucraina supără foarte rău la Moscova. Am avut câteva reacții dure legate de tocmai de acești pași și avertismente. Dacă cumva Ucraina intră în NATO, începe al treilea război mondial. Bun, să trecem peste aspectele de război hibrid. Într-adevăr, Moscova, evident, are astfel de reacții, mai ales în condițiile în care sprijinul unor state membre NATO pentru Ucraina este continuu. Și acum când discutăm, de exemplu, luni, ieri, Marea Britanie a anunțat faptul că aprobă un contract de 190 de milioane de lire cu BAE Systems pentru a spori producția de rachete de 155 mm ale Alianței Nord-Atlantice ce se așteaptă a fi transmise către Kiev. Totodată există semnale destul de serioase din zona statelor Baltice și a Poloniei în ceea ce privește o decizie ceva mai asertivă a Alianței Nord-Atlantice privind candidatura care ar trebui să devină automată după sfârșitul războiului, privind aderarea a Kievului, dar încă se discută. Sigur că din acest punct de vedere, Federația Rusă caută să ridice cât mai mult nivelul de amenințare, mai mult din perspectivă publică, a modului în care este percepută în acest moment noua strategie de apărare a Alianței, dar din perspectiva NATO nu vor exista pași înapoi sub nicio formă. Și domnule Diaconescu, m-aș uita un pic la ce spunea Joe Biden, că vorbea de Vilnius în 2014 și spunea că a vorbit atunci despre ce ar putea să facă Rusia în continuare și la acea vreme, spunea el, unii oameni erau cumva sceptici cu privire la judecata lui și, din păcate, lucrurile s-au adeverit. V-aș întreba în acest context, în care se uitau cu toții, evident, spre Rusia, de mulți ani, cu mulți ani înainte să înceapă acest război, de ce nu s-au schimbat totuși planurile NATO între timp? De ce nu s-au schimbat strategiile între timp?
elementele care sunt considerate a fi naturale privind percepția de insecuritate, din punct de vedere politic, strategic, și introduceți aici o doză de cinism, nu sunt la fel de clar împărtășite chiar înăuntru alianței. Deci există statele din frontieră, inclusiv România, care ridică extrem de sus și au argumente, din păcate, percepția de insecuritate și necesitatea ca alianța să dea un răspuns categoric. Alte state, cum se spune, la vest de Viena, au o evaluare ceva mai nuanțată. Sigur că, din punct de vedere a unui atac direct și imediat, aceste state, și datorită poziționării geografice, dar și datorită prezenței noastre aici la frontieră, nu se simt atât de amenințate. Și atunci apar nuanțe care se leagă și de un anume tip de paradigmă care de zeci de ani buni coexistă în mentalul chiar al statelor membre NATO, și anume Rusia nu poate fi șteasă de pe hartă. Și mai bine să fie nuanțată relația decât să fie provocată Moscova. Bun, față de realitatea de azi, sigur, ar exista foarte mari rezerve în legătură cu acest raționament. Dar m-ați întrebat din trecut și vă spun că acest tip de relativizare dinspre est, spre vest, în spațiul euroatlantic, a existat în mentalul politicienilor euroatlantici. Și cam asta ar fi explicația. Domnule Cristian Diaconescu, vă mulțumesc tare mult! Cu plăcere!